Dascălii pentru clasa pregătitoare vor avea cursuri pe perioada verii. Pregătirile pentru această nouă etapă de școlarizare sunt în plină desfășurare. Inspectoratul școlar județean Mureș le-a comunicat directorilor de școli sumele alocate pentru achiziționarea mobilierului specific, a declarat inspectorul școlar adjunct Viorel Socol. În atenția responsabililor este și instruirea cadrelor didactice care vor preda la noile clase. Acestea vor urma o serie de cursuri pe perioada verii. Condiția este să nu fie debutanți și neapărat să aibă studii superioare. Conducerile școlilor au datoria să anunțe inspectoratul în maximum o săptămână cine sunt dascălii desemnați să preia aceste clase. Ministerul Educației transmite că instruirea va începe cu întârziere din cauza că programa pentru clasa pregătitoare a fost aprobată recent. Totuși, există timp suficient pentru ca responsabilii să se familiarizeze cu ceea ce vor avea de făcut de la toamnă.